Despre provocare. Cluj-Napoca, fosta sinagogă de pe malul Someșului, octombrie 1998, manifestarea Transit Formation. Cele cinci producții realizate aici de o formație de artiști multimedia din Germania, Polonia, Ungaria și România dovedesc că și un nou gen de artă, cum e inter și multimedia, poate să atragă și să implice un nou tip de manageriat în organizare. Trebuie să nominalizăm inițiativa și patronajul Fundației Transit, ajutorul Centrului Internațional de Artă Contemporană din București și contribuția substanțială a firmei Idea Design Print din Cluj, în persoana a domnului Timotei Nădășan, redutabil grafician în realizarea acestui eveniment artistic. Ce am putea spune în câteva minute despre această formație de artiști de la manifestarea Transit Formation, transformare? În primul rând că toți provin din zona fostului lagăr comunist. Scăpată de izolaționism, zona permite apoi unor artiști diferiți ca vârstă, concepție și tradiție culturală să stabilească într-un fel sau altul o legătură prin limbajul tehnic, ori prin viziunile lor interdisciplinare și chiar, nu în ultimul rând, prin competițiile internaționale anterioare care i-au promovat. Să începem cu cea mai spectaculoasă prezență a grupului german Active Men, alcătuit din trei artiști tineri, Harry Zaks, Michael Böhler și Franz Höfner. Atât instalația cât și performanța acestui grup au captat în premieră la Cluj-Napoca atenția unui public larg. Este vorba de filozofia noastră fitness, de schimbarea corpului și de menținerea sănătății și a forței. Cu umorul lui ironic, grupul Active Men parodiază graba poftei nemăsurate a societății de consum, mentalitatea acesteia întreținută de reclame și mass media, ca un adevărat ritual al condiției fizice și al plăcerilor imediate. Este pur și simplu modul nostru de a căuta un alt fel de definire a corpului uman, modul nostru specific de a-l defini. Încercăm să îmbinăm în video și performanțe conceptele despre sănătate, construcție corporală și modelarea propriei imagini. Pe lângă interacțiunea elementului uman folosit ca suport static al unor monitoare ce derulează la nesfârșit performanțele tinerilor artiști germani, regăsim atitudinea ironică și în performanța lor cu automobilul Skoda. În mașină, artiștii rămân sechestrați de propria lor acțiune paradoxală. Ca orice manifestare bazată pe interacțiunea mediilor, atât în cadrul lucrărilor individuale cât și în ansamblul expoziției, Transit Formation ne obligă la observarea simultană a mai multor relații dintre elementele acestor medii prezente. Instalația laser a polonezului Lukas Skapski chiar ne avertizează să remarcăm această regulă. Formată dintr-un laser îndreptat spre o fotocelulă sensibilă la frecvența lui de emisie, orice obstacol potențial poate stinge și schimba iluminatul din spațiul galeriei. Acest avertisment rămâne ca o pată roșie pe persoana care stă în calea razei laser. Tehnologia nu e pentru mine un scop în sine. Eu nu urmăresc tehnologicul, ci sensul sociologic și metaforic al luminii. Tocmai această conștientizare a sensului metaforic al luminii despre care vorbește artistul, prin regula jocului interactiv, constituie esența titlului Regula a instalației lui Lukas Skapski. De multe ori credem că o imagine virtuală n-are repere și dimensiuni, sau cel puțin e mai dilatată decât o imagine reală. Video-instalația propusă de Alexandru Antic propune o viziune care reduce și contractă această virtuală imagine a propriului corp interior. Se poate identifica nivelul unui tub organic primitiv, imaginea căruia este segmentată pe ecranele celor cinci monitoare așezate în șir.
Imaginile separate, în permanentă mișcare și pulsare interactivă, dau senzația unui corpus tranzit în ansamblu. Sunt îmbinate mai multe tipuri de imagini despre propriul corp, endoscopice, ecografice, imagini document ale unei performanțe orale. Astfel se realizează o incursiune spre limitele limbajului nepronunțabil al corpului și spre diferitele nivele ale percepției și înțelegerii. Fără intermediere aparatelor electronice, acestea ar rămâne o zonă albă a senzațiilor empirice. Video-instalația cu titlul Elemente nesemnificative a timișoreanului Alexandru Patatici are o optică inversă decât aceea a mass-mediei. Limbajul său, care e cel al artei, nu dorește să devină un transportor al comunicației cotidiene senzaționale. Există story-uri macro și story-uri din lumea pe care suntem cotidiană și pe care suntem obișnuiți să o privim. Și subiectiv și din afară. Multe din personajele mele sunt filmate poate zeci de minute în șir și ele nu fac nimic. Stau la un moment dat pe o bancă sau stau și ai senzația că au enorm de mult timp. Iar într-o lucrare video să zicem că suntem obișnuiți să privim totul ca un clip publicitar în care totul se petrece condensat și totul. Ei, lucrarea mea este o antiteză acestei situații. Aceste evenimente nesemnificative au o altă traiectorie chiar și atunci când în focusul camerei apar imagini din cotidian. E acea traiectorie care pornește de la aparență, fixează îndelung suprafața acesteia, știind că reflectarea și incursiunea spre interior necesită un cadru în care media are nevoie de tihnă și de liniște. Acest tranzit foarte lent de la cotidian spre o reflectare meditativă este și miza instalației lui Patatici. Tot de la sfera cotidiană a artei pornește și instalația conceptuală a cuplului din Ungaria, Kilf Maria și Sorcei Gabor. Conceptualismul în sine nu e spectaculos, mai ales dacă vizează o relație chiar cotidiană a celor doi artiști cu instituțiile cultural-sociale implicate și solicitate de ei pe parcursul participării la această manifestare. Pe scurt, în cadrul instalației, pe o masă asigurată apar toate documentele mecanismului de funcționare a acestei relații birocratice de asigurare a obiectului de artă. De exemplu, evaluarea artistică a lucrării, documente de asigurare, sponsorizare și altele. Prin diversitatea abordărilor, manifestarea Transit Formation a propus publicului clujean o alternativă artistică menită să-l familiarizeze cu noi viziuni și limbaje.